Pentru al patrulea an la rând, proiectul Cultură în Șură transformă șurile unor săteni în scene de teatru. De această dată, teatrul va fi proiectat în șurile unor săteni din Cheud, Hida, Marca, Tihău și Cuzăplac. Cultura în Șură își propune reintroducerea comunităților de la sat pe harta culturală profesionistă în 4 pași simpli. Se montează spectacolul, se iese la cules de sate, se caută șuri primitoare și se invită toată suflarea la teatru. Se dorește împărtășirea bucuriei oferite de teatru cu toți cei aflați departe de scenele orașelor. Cultura în Șură oferă educație, cultură și divertisment, totodată devenind un eveniment marcat în viața comunității. Sălajul a dat tonul culturii în Șură. Cultura în Șură ajunge anul acesta la cea de-a patra ediție datorită succesului înregistrat în anii anteriori în județul Sălaj, unde a fost sprijinit logistic și financiar de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj prin directorul său, Daniel Săuca. Continuând un parteneriat de tradiție, caravana teatrală va parcurge și anul acesta, în luna august, un traseu prin 5 sate sălăjene. Sunt în desfășurare repetițiile pentru un spectacol pe texte de Ion Băieșu, care va avea premierea în șurile din Cheud, Hida, Marca, Tihău și Cuzăplac. Din distribuție fac parte actorii Iulian Gliță, Marin Grigore și Florentina Năstase, iar regia este semnată de Victor Olăhuț. Cultura în Șură este deja un eveniment așteptat în satele pe care le-am vizitat până acum. An de an, începând cu prima ediție, la reprezentațiile din șuri au participat în medie 200 de spectatori în comuna Cheud, înregistrându-se chiar un record anul trecut, când în curtea Rodicăi Birta s-au strâns în jur de 400 de oameni. Succesul caravanei teatrale a determinat extinderea proiectului în mai multe județe, devenind astfel un proiect cultural regional, precizează organizatorul evenimentului, Flavius Lucăcel. Proiectul este derulat prin asociația Inceptus România și partenerului de tradiție, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, și se alătură noi parteneri, atât din mediul privat cât și public.